Vă salut și ne revedem la întrebări. Azi o nouă întrebare, dar întâi să vedem răspunsul la întrebarea de săptămâna trecută. Era vorba despre aceste vase care erau puse afară în ploaie și trebuia să le ordonați crescător în funcție de nivelul apei din ele la sfârșitul ploii. Am făcut precizarea că nu bate vânt, deci picăturile cad pe verticală și că nu plouă atât de mult încât în cazul vaselor cu forme mai complicate să se umple partea lor de jos, adică apa nu ajunge niciodată acolo unde vasul își schimbă forma. Este vorba în cazul nostru despre vasele B, H, I și K. Întâi trebuie să înțelegem următorul lucru. Nivelul apei de ploaie în vasele care au aceeași aria secțiunii de sus până jos, adică n-au zone în care se îngroașă sau se subțiază, este același, indiferent de dimensiunile vaselor, de forma lor sau de înălțimea lor. Să vedem de ce. Avem în acest desen un vas de formă paralelipipedică, dar am spus că forma nu are importanță. Important este că are aceeași aria secțiunii de sus până jos. Volumul de apă care intră în vas este proporțional cu aria gurii vasului. Cred că sunteți de acord cu asta, nu? Dacă pe un metru pătrat au căzut 5 litri de apă, atunci pe 2 metri pătrați au căzut 10 litri de apă, de două ori mai mulți. Dar volumul apei din vas se poate scrie ca fiind produsul dintre aria secțiunii și înălțimea apei. Ceea ce înseamnă că înălțimea apei se poate scrie ca fiind raportul dintre volumul apei acumulate și aria secțiunii. Dar am spus că volumul apei acumulate este proporțional cu aria secțiunii, ceea ce înseamnă că acest raport este constant, nu depinde de forma vasului, de înălțimea vasului, este același pentru toate vasele care au aceeași secțiune de sus până jos. Asta înseamnă că în cazul nostru, vasele în care nivelul apei va fi la sfârșitul ploii același sunt A, C, F, G, J și L. Ele formează o categorie pe care o voi numi categoria a doua, veți vedea imediat de ce. O mențiune specială trebuie făcută în legătură cu vasul L. Forma părții lui de sus nu contează dacă ploaia cade vertical. Cantitatea de apă care intră în el nu este influențată de faptul că deschiderea este oblică. După cum vedeți în acest desen, picăturile de ploaie care cad în el sunt aceleași ca în cazul în care gura lui ar fi pe orizontală, iar apa din el nu se poate urca mai sus decât nivelul marcat cu roșu în al doilea desen, deci el are pe toată înălțimea lui utilă aceeași secțiune. Dacă eliminăm vasele în care nivelul apei va fi același, adică A, C, F, G, J și L, observăm că celelalte se pot împărți în alte două categorii. Cele care au aria gurii mai mică decât aria secțiunii sau decât media ariei secțiunii în care se acumulează apa. Pentru că unele au aria variabilă. Apoi le avem pe cele care au aria gurii mai mare decât secțiunea părți în care se acumulează apa sau decât media acestei arii a secțiunii. Din prima categorie pe care am menționat acum fac parte vasele B, E și K și din cea pe care am menționat-o a doua oară, vasele D, H și I. Avem deci trei categorii. În categoria întâia avem vasele care au gura mai îngustă decât zona în care se acumulează apa. Apoi avem categoria a doua în care avem aceeași aria secțiunii peste tot,
și în aceste vase am lămurit că vom avea peste tot același nivel. Și în fine avem categoria a treia a vaselor care au gura mai largă decât zona în care se acumulează apa. Și este evident că dacă ne referim acum doar la categorii, discutăm doar despre categorii, atunci nivelul apei va fi cel mai scăzut în vasele din prima categorie și cel mai ridicat în vasele din a treia categorie. Și acum să ordonăm vasele în interiorul categoriilor 1 și 3, pentru că în a doua categorie, repet, vom avea peste tot același nivel. În categoria 1 se vede că toate cele trei vase au aceeași secțiune a gurii. Și acum să vorbim doar despre forma părții lor de jos, adică forma părții în care se acumulează apa. Cea mai mare area secțiunii zonei de acumulare o are vasul B. Deci acolo vom avea cel mai mic nivel al apei. Vasele E și K au la bază aceeași secțiune, dar vasul E se subțiază pe înălțime. Este un trunc de con. Ceea ce înseamnă că media ariei secțiunii lui, în zona în care se acumulează apa, este mai mică decât area secțiunii vasului K, și asta înseamnă că nivelul apei acumulate în acest vas va fi mai mare decât cel din vasul K. Așa că ordinea pentru cele trei vase este B, K, E. Acum a treia categorie. Și aici vasele au aceeași arie de intrare a apei. Să comparăm acum zonele de acumulare. Cea mai mică arie a secțiunii zonei de acumulare o are vasul I. Deci acolo vom avea cel mai ridicat nivel al apei. D și H au la bază aceeași arie, dar D se lărgește pe înălțime. Asta înseamnă că aria medie a secțiunii lui este mai mare decât cea a secțiunii lui H. Deci nivelul apei acumulate în D este mai mic decât în H și asta înseamnă că avem în final ordinea DHI. Acum putem face ordonarea finală. Ea arată așa. Atenție, partea albastră nu este un grafic, are doar valoare de ordonare. Nu este o reprezentare la scară a nivelurilor apei din vase. Celor cărora le place matematica și fizica le propun să găsească forma corespunzătoare a graficului în care reprezentăm înălțimea apei din vase. Dintre răspunsurile pe care le-am primit, trebuie să-l remarc din nou pe cel al domnului Antonie Dumitru, un răspuns perfect și mai mult decât atât, un răspuns obținut prin calcule riguroase. Felicitări și mulțumesc pentru acest răspuns de nota 10 cu steluță. Și acum, întrebarea de azi. De fapt, vă voi pune două întrebări, prima fiind o întrebare auxiliară, ajutătoare, în sensul că, deși aparent nu are nicio legătură cu întrebarea principală, poate ajuta mult la găsirea răspunsului corect. Fac acest lucru pentru a demonstra încă o dată că lucruri din domenii diferite au de multe ori ceva în comun și, mai mult decât atât, înțelegerea unui aspect dintr-un anumit domeniu poate ajuta de multe ori la înțelegerea unor aspecte din cu totul alt domeniu. De aceea avem nevoie de un lucru despre care, din păcate, nici măcar nu se mai vorbește în zilele noastre, de cultură generală. Întrebarea ajutătoare. O instituție are două săli de ședință. Una mică, în care sunt instalate 10 becuri, și una mare, cu 20 de becuri. Aici vedeți panoul cu întrerupătoarele corespunzătoare celor două săli. Din locul în care se găsește panoul, nu pot fi văzute becurile din sălile de ședință. De asemenea, poziția întrerupătoarelor nu ne spune nimic. Legăturile electrice nu au fost făcute în așa fel încât aceeași poziție a întrerupătoarelor să însemne aceeași stare a becurilor. De pildă, dacă apăsăm pe partea de sus, se aprinde becul. Nu este așa. La unele e așa, la altele nu.
Știm însă că sunt aprinse în total, în cele două sări, 10 becuri. Dar nu știm câte dintre ele sunt în sala mare, câte sunt în sala mică. Putem, folosind întrerupătoarele, să facem în așa fel încât să ardă un număr egal de becuri în cele două săli? Și acum, întrebarea principală. Ești într-o cameră, în întuneric total, lângă o masă pe care cineva a împrăștiat dintr-un mic sac monede. Cam așa cum se vede în fotografie. Deci pe masă se găsesc multe monede. Ești în întuneric și nu știi nimic despre monede, nici măcar numărul lor și nici nu poți să-ți dai seama care sunt cu banul în sus și care sunt cu stema în sus prin nicio metodă, nici măcar atingându-le. Dar în altă cameră se găsește o persoană care vede monedele cu ajutorul unor camere în infraroșu. Vede și câte sunt, și câte sunt pe o parte, câte sunt pe partea cealaltă, absolut tot, exact așa cum ar vedea cu ochii dacă ar fi lumină. Ai voie să-i pui persoanei respective o întrebare, una singură, adică ai voie să-i ceri o singură informație la telefon, înainte de a atinge monedele, foarte important. Apoi, trebuie să împarți monedele în două grupuri. Nu trebuie ca cele două grupuri să conțină un număr egal de monede, poate nici nu-i posibil, poate numărul monedelor este impar. Nu contează câte sunt într-un grup, câte sunt în celălalt, dar cele două grupuri trebuie să conțină același număr de monede cu stema în sus. Știi ce întrebare trebuie să pui și cum trebuie să procedezi după ce afli răspunsul? Succes! La revedere!